se pregătește președintele României să facă noi declarații. Intuiția este că e în legătură cu această chestiune care e în joc în momentul de față. Va fi sau nu va fi stare de alertă săptămâna viitoare? Sigur că se va decreta stare de alertă, doar că Parlamentul pare că mai degrabă nu va vota starea de alertă și asta înseamnă ridicarea stării de alertă. Bună seara, Răzvan Zafir. Bună seara, Radu. Suntem bună seara aceasta tuturor. Da, măi, o confruntare a ideilor privind combaterea pandemiei. PNL plus Iohannis, egal lov în primul rând și în al doilea rând, egal stare de alertă. PSD, măi, n-ar mai vrea stare de alertă pentru că nu e așa. De ce să nu te relaxezi când poți să te relaxezi? Câte cazuri au fost astăzi? E adevărat că a crescut numărul cam de cazuri. Cam câte au fost? 200? 250 și ceva, iar ca vremurile bune. Ca vremurile bune. Păi să ne relaxăm doar atunci. Doar că discuția se pune... discuția se pune în legătură cu câte teste s-au făcut, pentru că în momentul când crești capacitatea de testare, când ai peste 11.000 de teste, sigur că automat, într-o concluzie logică... Păi nu mai testasem, nu dublasem capacitatea de testare săptămâna trecută, când am vorbit noi și te-am întrebat pe cei cu numărul ăla mare? Fluctuează. Deci lucrurile sunt într-un fel interpretabile din punctul ăsta de vedere, dar asta nu înseamnă că nu e necesară starea de alertă. Sigur că nu a zis nimeni că n-ar fi. La universitate, sunt impresionat. Sunt emoționat, recunosc, de rememorarea momentului 13-15 iunie 1990. Atunci s-a constituit kilometrul zero, s-a consolidat kilometrul zero al democrației și cred că este important în acest moment să ne gândim și la viitor. Am făcut pași importanți, democrația în România este asigurată, este stabilă, statul de drept la fel, dar dacă ne uităm în jur, suntem la kilometrul zero și este evident nevoie și de anumite măsuri care se referă la clădire. Sunt foarte bucuros că guvernul a decis să aloce fonduri publice pentru reabilitarea acestui simbol care este Palatul Universității din București. Sper că rememorarea 30 de ani de la piața Universității va face pe mulți români să uite puțin în urmă, să vadă cât de mult am câștigat, cu câtă jertfă și de ce este foarte, foarte multă nevoie de implicare pentru a păstra ceea ce am obținut cu greu, foarte greu. În final, vreau să mă refer la afirmație care am făcut-o cu puțin timp înainte și deja unii au scos-o din context și încearcă să o folosească. Dacă cineva prin acea afirmație a mea s-a simțit lezat, îmi cer scuze public. Nu m-am referit nici la persoane care sunt pacienți sau posibil pacienți, nu m-am referit nici la persoane care nu au informație. Am vrut să atrag atenția asupra pericolului manipulării, fiindcă în discuția pe care am avut cu dumneavoastră a fost vorba despre oameni care sunt informați, care cunosc datele despre epidemie și mie mi se pare inadmisibil ca o persoană publică care cunoaște datele problemei să încerce să ducă acțiunile autorităților, îngrijorările oamenilor în ridicol. Nu pot să accept ca în România, unde am avut și astăzi foarte mulți noi bolnavi de COVID-19, unde avem peste 1300 de persoane decedate de această boală, să umble unii prin spațiul public și să spună că cineva a ascuns datele, că cineva ar trebui să răspundă, că ar trebui să ne relaxăm cu toții și să ne vedem de treabă. Așa ceva nu se poate. Acești oameni care cunosc datele problemei și încearcă să manipuleze într-un mod inadecvat opinia publică, trebuie cumva arătați cu degetul ca să-și revină, nu pentru altceva. Deci important este să nu dăm crezare informațiilor false,
să nu dăm crezare manipulărilor și, foarte important pentru toată lumea, să ne informăm și să luăm de bune informațiile publice care se dau. În fiecare zi se dau toate informațiile publice. Nu există alte informații decât cele pe care le aflăm zilnic la ora 13 prin comunicate de presă. Încă o dată, dacă am fost greșit înțeles, îmi cer scuze, nu am dorit să lezez pe nimeni, dar cred că este bine ca și eu să atrag atenția asupra unei posibile încercări de manipulare a opiniei publice într-un mod destul de nepotrivit și cu singurul scop de a vâna câteva voturi, fiindcă nu-i așa, vin alegerile. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc să fiți sănătoși. Președintele României din Piața Universității, comemorând mineriadele, sigur că mai sunt ceva zile până, nu multe, dar... 13-15, da, dar... Suntem în 11. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi, o zicală românească, și pe ea s-a ghidat președintele României. Mă rog, au fost evenimente și pe 11 da. Iunie. Întotdeauna sunt evenimente. A fost o perioadă mai largă așa, dar noi o să vorbim despre mineriadă pe 13-15. Când o să fie momentul, da. Doar că acum e momentul să vorbim despre această stare de alertă, care sigur e în discuție în momentul de față. Partidul Social Democrat, Pro-România, Tăricianu, că nu pot zice alte, Tăricianu s-au aliat în ideea că nu e bine. Eu să știi că eram un pic îndoit. Nu știam. Mă, o fi bine să continuăm cu starea asta de alertă, că până la urmă, uite că s-a mai... Când l-am văzut pe Tăricianu pornit, când i-am zis, mă, sigur trebuie neapărat stare de alertă. Dacă Tăricianu e așa pornit că nu trebuie, clar că trebuie. Hai să ascultăm argumentele lui Ciolacu, Marcel Ciolacu, președintele PSD, argumentând de ce nu mai trebuie. Am avut o discuție astăzi cu colegii mei din Biroul Permanent Național. S-a venit cu o decizie până la următorul comitet executiv, care va avea loc luni, când vom lua decizia finală. Respectiv, este exclus ca Partidul Social Democrat să voteze o prelungire a stării de alertă în forma ultimilor 30 de zile. Mai exact, colegii mei au venit cu câteva propuneri clare către Guvernul României, respectiv când vor veni cu cererea de încuvințare a stării de alertă, să cuprindă în primul rând redeschiderea spitalelor pentru bolile cronice, redeschiderea spitalelor suport COVID, care nu au avut niciun fel de pacient în ultimele 30 de zile, exclus continuarea procedurii de achiziții publice fără licitație sau angajări prin derogare de la lege. În schimb, considerăm pentru încă o perioadă limitată obligativitatea purtării de măști în spații închise, cu respectarea limitării persoanelor pentru evenimente și, nu în ultimul rând, distanțarea socială. Vedeți ce mi se pare interesant la discursul lui Marcel Ciolacu? Dom'le, a remarcat la Klaus Iohannis acest fel de a fi, de a vorbi foarte rar, foarte apăsat, mă rog, apăsat nu prea, dar măcar rar a zis, dom'le, de voi vorbi rar, pot să vorbesc și eu. Și a preluat acest model Marcel Ciolacu și cu el defilează și uitați-l mergând așa ca pe podium cu acest discurs care îl prinde foarte bine. Pentru că dacă îl dai să vorbească mai repede, dacă îl pui să vorbească mai repede, îți mai încurc. Dar așa când vorbește, pam, 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 punctează foarte bine. Și cu cuvintele sale a spus așa, dom'le, nu votăm această stare de alt decât cu câteva condiții. Și acum sunt convins că acele condiții, nu știu cât de argumentabile vor fi, dar sunt convins că acele condiții nu vor fi luate în discuție, pentru că sigur că atribuirea de contracte în această pandemie pe stare de alertă are și o utilitate, adică de atribuirea de contracte fără licitație, pentru că în februarie, de exemplu,
când a fost nenorocirea, când a început nenorocirea, domnule, toată lumea punea în cap, guvernul îi punea în cap această chestiune. Domnule, n-a făcut achiziții în timp rapid. S-a mișcat foarte greu. Păi s-a mișcat foarte greu pentru că așa erau procedurile, pe licitații, pe... Acum, sigur că se poate pune în discuție dacă nu care cumva vor să ambaleze și niște mijmecherii oamenii de la guvern, că se mai întâmplă în lume, adică nu e ceva ce nu s-a mai întâmplat. Dar dacă să zicem că aceste, na, doleanțe, da, na, nu o să intereseze pe nimeni, să spunem. Ah, facem un exercițiu de imaginație și ne gândim că PNL va spune, bine, nu facem cum vreți voi, facem cum vrem noi. Nu votează prelungirea stării de alertă și depun moțiune de cenzură, cum au promis? Nu știu dacă de depus moțiunile de cenzură depun, pentru că am văzut că și aici dau un pic în spate când e vorba de concret, că n-are niciun rost până la urmă, pentru că ce sens ar avea. Aha, nu mai are niciun rost. Dar avea un rost acum câteva săptămâni, când au anunțat. Avea un rost atunci, ca să pară că, domne, ne luptăm cu ei. Ca păi și nu se mai luptă cu ei? Domne, uite că pare că se luptă cu ei, le pune tot felul de condiții și dacă acceptă bine, dacă nu, nu. Acum, pe de altă parte... Și chiar dacă vor vota prelungirea stării de alertă, vă dați seama, o vor vota în scârbă. Nu o vor vota în păcat. Și vor spune, noi le-am atras atenția, că nu era cazul. Da. Cum au votat pentru menținerea pensiilor speciale, cum au votat pentru menținerea institutului acelui ciudățel prin care mai e finanțat Emil Constantinescu, octogenarul n-a fost, să ziceți, să credeți vreo chestie asta, chiar vreau să spun. Emil, uitați, asta la 80 de ani încă mai muncește. Asta e calitatea. Asta vreau să adică spun. Tu o puneai la calitate. Normal, la am vrut la... să-l apreciez pentru asta. Deci nu depreciativ. Care există niște minți apreciativ ciudate care ar putea crede că ăsta e un reproș să-l mai ții pe om în... Nu, te ferești. Nu, e de bine. Deci, ridicându-se în starea de alertă, sigur că se vor ridica și aceste măsuri care funcționează în momentul de față. De exemplu, nu știu, mă gândesc, s-o putea organiza festivalul ăsta Never See? Nu știu, s-o putea organiza dacă nu mai e stare de alertă? Te gândești că s-ar credeam organiza? Că festivalul Flore Albastră, în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani. Acolo sperăm că lucrurile merg înainte. Sper să atribuie toți banii să-i atribuie. Nu, să-i atribuie acolo nu mai băgăm. Acolo chiar vrem să sunăm, să ne asigurăm că cheltuiți s-au luat banii, dar nu s-a făcut festivalul. Adică ar fi și păcat să faci festivalul dacă ai luat bani. Doamne ferește să spese în țara asta de cum se cheltuiesc 10.000 de euro într-o comună săracă. Pentru că nu au mai văzut așa ceva reprezentații partidelor politice, dar nu o să vorbesc acum despre CNA. Acelea, dar intrăm în alte detalii. Vorbesc altă dată despre CNA. Detalii stării de alertă vreau să intrăm. Individual, da, mă rog. Pentru că, sigur că aici suntem într-o conjunctură cu starea de alertă. Suntem în conjunctura în care Partidul Social Democrat a văzut o masă mare de oameni, împreună cu USR-ul, că și USR-ul a văzut o masă mare de oameni și au zis așa. Păi chiar o fi o masă mare de oameni acum, dacă toată lumea... Păi în ritmul ăsta, dacă ridicăm restricțiile, va fi o masă, vor fi doar mese mari de oameni. Dar... Și apropiate. În momentan sunt mese mici distanțate. S-a apropiat masa USR-ului de masa PSD-ului. S-au apropiat cele două... Mai păstrați-mă distanțarea socială și fizică, mă, copii. Și ce vor, mă, oamenii ăștia, concret, în concret, domnul Buzean? Vor să câștige simpatia publică, să spună oamenii la vot, să-și aducă aminte, bă, să știi că s-a luptat pentru drepturile noastre și USR-ul și PSD-ul pe vremea când era... Ăștia vreau să ne pună restricții și USR-ul și PSD-ul se lupta acolo, col la col. Bă, deci eu despre PSD, am vorbit de PSD, m-am plictisit, îi fac reclamă partidului acesta. Vreau să vorbesc și despre USR. Am citit un sondaj publicat în urmă cu câteva săptămâni. Da. Asta așa ca să înțelegeți de ce... Că sunt mulți votanți USR care ne urmăresc, dar eu nu știu dacă vor mai fi votanți USR. Nu din cauza noastră. Din cauza lui Dan Barna și a echipei, a tripletei care a conduce acest partid, că nu poți zic că pușează. Că vor fi și ei votați. Da. Înțeles că dacă ești votat, poți face orice. Deci, pe vremea lui Nicușor Dan, USR arăta într-un fel. Nu cred că e străină pentru nimeni simpatia noastră pentru acel USR, nu pentru acesta. Dom'le, acum a apărut un sondaj care relevă că printre cei mai, adică de fapt cei mai disciplinați oameni, votanți din perioada asta, în ceea ce privește măsurile de distanțare socială, au fost votanții USR. Da. Deci te duceai așa, mă, care sunteți votați? Noi suntem votați. Și care sunteți cei mai ascultători la ordonanțe militare, la stare de alert? Noi sunteți. Cine sunteți voi? Noi suntem useriști. Bă, și să vină USR-ul acum și să vorbească ca pentru corona sceptici. Deci în loc să exploatezi că ai un moment în care publicul tău a înțeles, bă, nu are nimeni nicio bucurie să ne țină lași prins pe balcon și nu la terasă.
se înțelege de ce facem acest beneficiu, domnule, din treaba asta. Te trezește un serio, că da, să spun, bă, eu nu-l înțeleg pe Dan Barna. Am văzut că face socată, face de la în bucătărie foarte bine. Chiar așa, ce crede el? Pe cine crede el, comi? Crede că ia din PSD-iști? Ce s-a gândit? Iau de la PSD? Vor zice, păi nu, s-a mai gândit o dată că ia de la PSD, în momentul în care se ducea la Mihai Gâdea la emisiune și argumenta cu domnule. Că-l cunosc frizeri. M-au recunoscut frizeri. Ia-ți vreau o mașină de tuns, că bă, nici nu câștigi voturi așa și... Ei și mai este, acum de ce să vorbesc când cunoști să de caos. Deci, să iei de la PSD nu cred că e posibil. Să-i scârbești pe ai tăi e foarte posibil. Uitați-vă puțin, că sigur noi ne gândim, atunci au luat atunci, atât au luat acum. La europarlamentare cât au luat, dar cât luaseră în parlament. Păi da, dar luaseră 9%, aproape 10%, a treia forță politică din parlament. De ce? Pentru atât de puțin. Pentru că era un partid în București, n-avea filiale, n-a pus candidat decât la capital. După care se extinde Partid Național și ia 20 ceva, cu tot cu ăștia, cum îi cheamă, plusiștii lui Cioloș, și în condițiile în care, hai să fim serioși, nici nu era vreo mare ofertă pe piață. Ei au simțit o creștere. Eu cred că undeva pe parcurs cineva și-a pierdut... Cert este că... Bine, membrii pe care nu i-a exclus deja. Mai știi masa aceea cu domnul Barna și cu domnul Ponta? Erau cei doi acolo la Bruxelles. E o măsuță. La măsuță? Da. Bun, cum erau ei așa, uite că sunt din nou la aceeași masă, pentru că și Ponta crede cam ce crede și domnul Barna, dar uite ce argumente... Altfel argumente, presupun. Alte argumente. Da. De o spectaculozitate majoră. Argumentația domnului Victor Ponta, de ce nu trebuie stare de altă și ce urmărește acest guvern nenorocit? Europa, când deja știa toată omenirea, vreau alegeri anticipate, atunci nu mai mureau de grija noastră? Domnule, zice, hai să facem o sinteză. Că a zis mai multe lucruri, s-au dus mai multe direcții, dar mai multe variante. Deci odată, dar central era faptul că are legătură cu pensionarii această panică. Eu așa am înțeles, că practic panichează pensionarii ca atunci când vor fi alegeri să nu mai meargă să voteze PSD-ul pensionari. Deci e o panică pe care o tot învârt, tocmai în ideea că vor fi alegeri și pensionarii vor zice, domnule, chiar dacă sunt alegeri, nu mergem să votăm cu doamna Firea, cu fiecare, mă rog, pe unde, în ce oraș și candidat are, nu mergem pentru că e pandemia asta, e periculos, domne. Asta mi s-a părut că a zis la un moment dat. Nu, după... eu m-a zis în clar, s-ar trebui să dea niște restricții, să spună pensionarii, nu veniți la vot. Nu. Nu, domnul Ponta, v-ați gândit dumneavoastră, dar nu v-ați gândit până la capăt. Ce am eu așa în vedere? Oamenii ăștia au un plan și mai periculos. Deci vor sub pretextul pandemiei și în starea de alertă să interzică votul pentru celelalte partide. Și să spună, domnule, nu este sigur epidemiologic vorbind decât să ieșiți dacă votați PNL. Altfel nu. Dar domnul Ponta n-a avut curaj să spună. De ce nu spuneți, domnul Ponta? Că dumneavoastră le-ați dibui planul acestor mișei și acestor, mai zic un cuvânt ăsta, după el ar folosi în clasele 1-4 simpatizanții domnului Ponta. Da, acestor mișei. Că în sensul în care domnul Ponta are și simpatizanți în rândul copiilor. Nu că toți simpatizanții lui domnul Ponta s-ar afla în clasele 1-4. Că nu poți să interzici unui copil din clasele 1-4 să-l simpatizeze pe Victor Ponta dacă vrea. În cazul în care cineva care, mă rog, are probleme de înțelegere a realității și a vorbelor, ar crede că tocmai am jignit votanții domnului Ponta. Nu, uitați, eu am un prieten care este clasele 1-4 și îl simpatizează pe Ponta. La el mă refeream. Ei, și acum, dincolo de toate acestea, să-și argumenteze, Răzvan, ce ai spus mai devreme. Te rog, deci dar acum are grijă, că e păcat. Cum are grijă cu mănuște de pandemie. Nu, e foarte clar de ce votanții care, pentru că virusul, o să vedeți, are și niște predilecții. Ați văzut că în funcție de grupa sanguină ești mai predispus la coronavirus sau da. Nu. La fel și în funcție de culoarea politică. Da. Și acolo, de opțiunea politică, da. Culoare politică și mai departe. Dar a mai zis ceva domnul Ponta, părea că se duce în direcția, nu știu dacă a și zis-o, dar sigur a gândit-o. Înțeleg că din cauza acestei pandemii, sigur, criză financiară, o situație financiară mai drastică, nu mai atâta lejeritate la creșterea pensiilor cu dublarea pensiilor, cu 60%. Ei, și auzi, domnule, 40%. Da, e mai bine și acum ai zis 60% și cine nu crește 60% împotriva pensionarilor. Domnul Buzeanu, cum a putut să propună 60% și dumneavoastră politicieni nu sunteți în stare? Că nu vă pasă de pensionarii români. Eu tocmai am propus 60%. Radu propune 60%. Te susțin. 65, Radu. 65, că mie îmi pasă de poporul ăsta. De ce nu l-au pe domnul Ponta? Domnul Ciolacu, toți ăștia de stânga. De ce nu propuneți, domne, 70%? Ne lăsați pe noi aici, doi moderatori amărâți, să propunem 65% și noastră nu sunteți în stare? Nu vă pasă. Continuă. Parcă propui amenzi la cine așa, un entuziasm. Nu, acolo mai parcă la cine în miliarde. În miliarde. Că așa se operează. Apropo de miliarde. Miliarde vechi. Eu mi-am zis că domnul Ponta încolo se duce. Domnule,
Știți de ce nu vor mări pensiile? Ca să nu mai aibă pensionarii bani de transport în comun să ajungă la secțiile de vot. E gratis. Să ajungă la secțiile de vot. E gratuit transportul în comun pentru pensionari. Altă încercare. Mai încercați, domnul Ponte, mai trageți un lot. Nu știu că e gratis, da. Păi da, cum? Bun. Păi da, nu s-a... Domne, nu știi că e gratis? Nu știam. Nu știam că e gratuit. Lasă că sunt alte lucruri de plătit în viață. Bun, cert este... E foarte bine, atenție, că e gratuit. Nu, eu spun că ar trebui gratuit pentru toți românii. Și să le dea bani la de ce nu sunteți iubitori de popor român și să fie tot transportul gratuit peste și internațional, unde mergi și spui, domnule, eu sunt român, să plătească statul român pentru noi. Vreau să mă duc, uite, nu dau nicio țară ca să nu fac reclamă nimănui. Da. Bă, Gago, și spun, nu vreau să plătesc. De ce? Pentru că eu sunt român. Să plătească guvernul meu dacă mă iubește. Asta înseamnă dragoste de oameni. Nu ce aveți voi, îl pune. Iar pentru pensionari, dacă avea respect domnul Ponta și domnul Ciolacu, ar fi spus altfel. Nu că să fie gratis transport. Să primească bani. Să primească contravaloarea biletului. Cât ar fi costat biletul să-i dea lui? Din respect pentru că omul a construit România. Uitați aici, e o onoare pentru noi să mergeți transportul în comun. Primiți acest modest omagiu. Asta era dragoste de oameni, dar ei n-au. Făcătorii de programe de guvernare în paralel cu guvernul, știi, stând așa și notându-ți. Bă, să știi că tâmpiți ăștia au zis o idee foarte bună. De ce nu venim noi să propunem lucrul acesta? Pensionarul nu să... Nu că nu plătește. Să primească. Să primească. Așa ar fi normal. Da. Dar dacă nu interesează pe nimeni, să, că exploatează numai la voratul. Nu mai doar atunci interesează. Da. Bun, acum acestea fiind spuse, sigur mergem și la o zonă de îngrijorare, pentru că știm cu toții, acest COVID-19 nu există, este o chestiune care... Știm cu toții lucrul acesta, toată lumea a spus, domnule, nu există. Plus că... Dacă trebuie să explică, poate să îmi poate... Nu explică, te rog frumos, explică, sunt oameni care... Radu făcea o glumă, parafraza mișcarea corona... De fapt, explică tu, că poate explic greșit de vina pe mine. Mișcarea corona scepticilor, care în zona aceea se duceau tot timpul. Deci tu nu ai tocmai ai susținut că există, că nu există coronavirus? Nu asta a fost declarația ta? Nu. Am înțeles. Deci era tu într-o cheie ironică, transmiteai niște mesaje absurde din piață. Teoria dusului la absurd pe coronascepticism. Nu că poate erau oameni care credeau că tocmai ai spus că nu există coronavirus și te-ar fi... Ți-ar fi depus plângere penală pentru zădărnicirea combaterii bolilor. E, și atunci... Ți se pare că exagerez? Nu exagerez, crede-mă. Acum că am lămurit cadrul de referință, hai să mergem mai departe și sper să vă dau o informație care a parvenit cu ocazia zilei de azi, de natură să îngrijoreze pe toată lumea. Șefa secției de boli infecțioase a Spitalului de Urgență Suceava, confirmată cu COVID-19, ceea ce sigur nu e o știre, că se întâmplă, doctorii se îmbolnăvesc destul de des peste tot în lume, dar este pentru a doua oară când s-a îmbolnăvit de coronavirus. Ei, deja, gata, hai că exagerează. Deci după ce că nu e, nici nu știu, aș fi fost tentat să fac gluma că după ce că nu e pentru toată lumea, femeia asta face și de două ori. Dar poate o să se înțeleagă că eu propovăduiesc răspândirea coronavirusului în această țară, motiv pentru care n-am să spun tocmai ceea ce mă pregăteam să spun, ca să nu se înțeleagă greșit, că na, telespectatorii înțeleg, da. Și acum, dincolo de toate acestea, s-ar mai putea ambala teoria că, domnule, stați un pic, că poate că nu terminase cu primul coronavirus. E tot coronavirusul ăla vechi? E tot ăla vechi. Doar că în momentul în care vezi când a fost diagnosticată cu coronavirusul precedent, îți dai seama că n-are cum să fie tot ăla, e unul nou. Mă, deci vrei să-mi spui mie că valul 2 a lovit în Suceava deja? Păi așa pare, pentru că prima dată a fost în luna martie diagnosticată doamna doctor. Și atunci... Și nu putea să țină de el până acum. Și nu avea cum. Până în iunie. Martie, aprilie, mai... N-are cum. Mai e matematic în jumătatea lui iunie aproape. Pare că e o nouă... A mai luat odată, spun eu. Infectare cu acest... Cunoștea pe cineva, că altfel n-aveai cum. N-aveai cum. N-aveai de unde să faci vârf. Da, asta este cu... Ce să facem? Îi urăm foarte multă sănătate. Sănătate foarte multă, doar că se pune problema imunizării. Mă, te mai imunizezi de la acest coronavirus? Păi nu ne-au propus, mă, imunizare în masă. Sigur, acum aș fi vrut să discut, dar nu știu dacă e prea de scurs să-l deranjăm pe doctor Astăr Stoaie, care, sigur, medic, fost președinte al Colegiului Medicilor, propovăduia imunizarea în masă și spunea, uitați, modelul suedez, de ce nu facem așa? Păi, uitați, noi am vrut să imunizăm nu în masă, în scaun, în scaunul pe care stătea șefa secției respective. Da. Ce am făcut? Secției de boli infecțioase... Ia auzi, era și de meserie. Da. Deci s-a îmbolnăvit, s-a vindecat și s-a îmbolnăvit din nou. Asta sună a melodie de la B.U.G. Mafia, versuri. De data să mă îmbolnăvesc și o să mă culc și o să mă îmbolnăvesc din nou. Uite ce zici, da. Prima dată a fost confirmat COVID în a doua jumătate a lunii martie, ținând așa. Spun apropiații că e o formă un pic mai gravă de data aceasta. Iar și asta se duce într-o... Deci nu numai că după imunizare, acestea sunt niște ghilimele fictive, da. Am înțeles. După imunizarea asta
E, treci deci, nu a vrut să omoare pe nimeni Răzvan, că poate să pare pentru... Nu vreau să se înțeleagă că... A vrust să strângă de cine știe, cineva, fi vreun, da, face, cu degețele, pe cineva foarte firav. Te explici pentru că nu se subînțelege nimic în momentul când treci prin filtrul aspru al organelor statului. Organelor, da. Deci femeia asta nu doar că nu s-a imunizat, dar s-a și îmbolnăvit mai tare? Cam asta reiese din ce informații avem în momentul de față. Am contactat-o pe doamna doctor, nu a putut să ne răspundă deocamdată. Sigur că eu mi-aș fi luat și măsurile astea de distanțare și telefonică. Da. Puteai scos, gata, știi, da, că noi am mai vorbit cu un domn care era și, uite, așa vorbeam. Uite, așa vorbeam, da. Ai văzut, da. Să aducem-te pe vremea când erau numerotați. Pacientul cu numărul 45. Da, noi am vorbit cu pacientul numărul 37, dacă nu. Sau 37 era. Numărul 37, respectiv. Da, adică e o persoană publică, e dar un nu, fost director din CNADNR. Pe vremea aia nu se ambala nimeni în sensul opus, adică să vină să spună, domnule, dar ce suntem, domnule, oi să ne numărați? Numai oile sunt numărate. Ce asta, pacientul 37, ce asta? Cum îl cheamă? Adică așa ar fi fost acum, dacă eram atunci. Dacă eram cu gândirea de acum atunci, așa se raporta... Da, și apropo, că eu țin minte discuția de atunci, toți cei care nu cred în coronavirus. Da. Toată lumea uși de coronavirus, dar nimeni nu știe un bolnav de coronavirus. Dom'le, pe mine discuția aia și declarația ulterioară făcută de Alin Goga, că despre el e vorba, m-am convins că există coronavirus. Și câte kilograme a pierdut, nu a slăbit, că a slăbit, pare așa că ți-ai dori, a pierdut pe parcursul bolii și cât de greu i-a fost să revină. Am urmărit interviuri cu el, n-am deci mai vorbit atunci. Nu a fost o simplă răceală, iar Alin Goga era un om, este în continuare un om foarte solid, era și la momentul ăla la care a contractat boala. Deci te gândi că îi afectează doar pe cei care oricum nu știm cât o mai duc. Nu. Bun, dar mă rog, spuse, puteți fi coronasceptici în continuare, că nu stăm noi să vă punem căpăstru ideilor. Mergem la un alt scandal iscat pe această temă a coronavirusului. O știți pe doamna Gabriela Firea, cum tot timpul, doamne, da, să treacă tot timpul, e implicată în ceva, vrea să ajute pentru român, să ajute român, bucureștenii, mă rog, că aici... Românii din București. Aia bucureștenii sună cam restrictiv. Și că zici românii, să știi că a fost confirmată de către domnul Ciolacu la președinția României peste câțiva ani. Atenție mare. Cine? Doamna Firea, nu știu, a zis domnul Ciolacu, că din punctul lui de vedere... Păi nu e domnul Ponta, la rând, la coadă. E bătaie. Dar să știi că e mai bine să fie românii din București decât bucureștenii. Hai să ascultăm repede pe doamna Firea, pentru că va începe ședința de guvern dintr-un moment în altul. Doamna Firea, cu acest scandal al testării în capitală, Testare capitală? Nu spune testare capitală. Se pun bețe în roate, mă. Să nu se înțeleagă că ar fi ceva în legătură cu pedeapsa capitală. Nu, n-are nicio deci, legătură. Explică, testarea în capitală, adică București, municipiu. Da. Să fie clar. Dacă în acest moment Ministerul Sănătății, prin DSP-urile județene, ar fi făcut testarea românilor și ne-ar fi lăsat și pe noi să facem în București și nu ne-ar fi blocat drept pentru care noi vom face o plângere penală pentru abuz în serviciu și zădărnicirea combaterii bolilor, atunci ministrul și secretarul de stat puteau veni în fața dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră în fața românilor să arate cifrele. Gabriela Firea îl consideră vinovat pe Nelu Tătaru pentru eșecul testărilor de pe arena națională. Doar 500 de oameni au vrut să fie testați de primărie. Asta deși edilul se aștepta ca mii de bucureșteni să participe la această campanie. Firea susține că Ministerul Sănătății și DSP au blocat demersul ei. Am așteptat în fiecare zi acest aviz, am sunat în fiecare zi, mi s-a spus, da, se lucrează, da, vine imediat, făceți-vă treaba, începeți, pentru că vine și avizul, iar ieri, în momentul în care probabil au văzut la televizor sau au citit în presă că au venit deja bucureșteni să se testeze, au trimis o altă echipă cerându-ne avizul, care era la dumnealor pe birou. Este abuz în serviciu pentru că DSP a motivat că ministerul le-a transmis... Da, DSP-ul a justificat că ministerul nu îi lasă să ne dea aviz temporar. Cu toate acestea, Firea a anunțat că, deși la Arena Națională au fost oprite testările, programul va fi derulat în continuare în unități sanitare potrivit legislației internaționale și naționale în domeniu. Da, Gabriela Firea explicând acolo, ați văzut, dar poate că e și cu restricția asta legată de meciul. Dom'le, vede lumea, multă lume pe stadion, începe campionatul, poate se adună și jucătorii, poate cine știe. Nu știu, mă gândesc DSP-ul cum s-o fi gândit. Dar hai să vedem Nicu Șordan, că vine și spune, explică el de ce nu e în regulă, cu ce se întâmplă cu această testare. Nicu Șordan, ia să... Nicu Șordan susține că primăria ar fi trebuit să facă testările la momentul necesar.
anunțul testării de 2 luni și jumătate, că de acum 2 luni și jumătate, prima oară ni s-a spus că de mâine începe testarea în masă în București și nu s-a făcut nimic 2 luni și jumătate, 26 martie era data respectivă, este aceeași marcă de spoială, de acțiuni de fațadă pe care Gabriela Firea le face. Dacă vrea să testeze, trebuia să o facă atunci când societatea, Ministerul Sănătății era depășit la începutul acestei crize. Unele orașe, cum ar fi Oradea, au reușit să o facă. În același timp, candidatul Dreptei a contestat metoda de testare. Acum, testarea care se face în momentul ăsta e total inutil. Primul rând că ei folosesc testele de atunci, din martie, care dau o rată foarte mare de erori. În al doilea rând că nu au o eșantionare corectă. Au mințit că le-a făcut Institutul Național de Sănătate eșantionarea, Institutul le-a făcut pentru 3500 de oameni, nu pentru 10500. Și în al treilea rând că dublează un test al Ministerului Sănătății care urmează și care o să fie făcut chiar pe baze științifice și teste relevante. Acesta aduce în atenția publicului și una dintre problemele susținute de specialiștii din domeniul sănătății. Primul rând că nu există nicio dovadă științifică a faptului că dacă te-ai îmbolnăvit o dată și ai făcut anticorpi, anticorpii ăștia durează în timp și dacă mai vine valul 2 o să fii imun. De altfel, chiar și ministrul sănătății Nelu Tătaru a contestat acțiunea demarată de edilul capitalei. Nu face parte din studiu, am înțeles că au cerut Institutul Balș, a cerut INSP-ului un schelet de studiu pentru, sau un eșantion de pacienți pentru a desfășura acest studiu la nivelul Bucureștiului. INSP-ul a recomandat un eșantion de 3800 de persoane. Am înțeles că se ajunge la 10500. Nu este un studiu de referință sau științifică pe care să noi să-l luăm în considerare. Da. Trebuie să luăm o scurtă pauză pentru că urmează ședința de guvern în care se vor decide lucruri decisive. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem. Bună, România! Direct se mai amână un pic ședința aceea importantă de guvern pe care o invocam înainte de publicitate. După ora 19 va fi, motiv pentru care vă dăm această situație prin care trece mai dificilă, prin care trece unul dintre politicienii români de vârf. Este vorba despre domnul Meleșcan. Vedeți, dumneavoastră, cum se ridică unul dintre noi, cum dă să facă ceva important, să se repoziționeze, cum îi se dă în cap. Despre asta e vorba, cu ce s-a întâmplat astăzi cu domnul Meleșcanu. Ușa noastră, mă rog, nu pot preferată, că nu bucură pe nimeni, dar o ușă tradițională românească din Maramureș făcută. Poartă. Poartă din Maramureș. Poartă. Poarta sărutului. Poartă în casă. Domnul Meleșcanu acum a mers către un partid umanist. S-a apropiat de oameni. Da, asta a fost. Și îți dai seama că sunt interese foarte mari la mijloc să nu fie lăsat să facă, să facă ce trebuie. DNA. Pentru că acolo, dacă te-ai uitat atent, în ultima vreme s-au strâns foarte multe personalități și mai toate numele grele din politica românească au mers spre PPUSL. Și îți dai seama că partidele vechi tradiționale încearcă să blocheze ascensiunea acestui partid care vrea să facă o altfel de politică cu oameni noi. Pentru că îți dau doar câteva nume, da, Radu? Vezi că este Teodor Meleșcanu, da? Fii atent, care omul ăsta o să aibă multe de spus în politică, așa. Maria Grapini, doamna asta o să aibă multe de spus în politică. Nu, are deja multe de spus. Problema are, că nu sunt nu chiar, le ambalează, nu le fixează bine. Da, nu face așa. Face racordul. Și mai este și domnul avocat de la Acces Direct. Ei, eu zic că ăștia trei oameni. Trio-ul acesta. Și mai sunt convins că mai sunt și alți membri. Lasă, nu vreau să-i facem greută, nu vreau să-i mai spune că mai știm un deputat care e acolo, dar deci pare un om în regulă, n-ai să lasă ce. Deci, sunt oameni aceștia. Cu ăștia trei faci treabă. Și acum, uitați-vă ce i s-a întâmplat domnului Meleșcanu la câteva zile, nu poate fi coincidență. Nu, cum a văzut că s-a strâns Maria Grapini, Meleșcanu, Acces Direct. Nu, cum îl cheamă, are și el un nume, e urâță, nu? Mă rog, avocatul de la Acces Direct. Această tripletă a politicii românești, pac, a zis DNA-ul, s-au pus în mecă, gata, dați-le la cap. Chemați-l pe Meleșcanu. Ăștia se ridică după pandemie, ăștia conduc România. Hai să vedem, domnul Meleșcanu chemat la DNA, cred eu, în problema lui Liviu Dragnea, nu? Cu pledarea în favoarea celui care dăduse România în judecată pentru vicii de procedură la pentru CEDO. Că le e frică de el, Radu, de-aia, spune adevărul la oameni. Bună ziua, de ce ați fost la viața? Martor s-a suspectat. Ce faceți?
Foarte bine, martor într-o anchetă despre care nu pot să vă spun nimic, pentru că este o anchetă în curs. N-are legătură cu vechea anchetă cu ce, domnul? Nu. Ce fapte vitează? Când s-ar fi întâmplat? În 2017. În perioada în care erați... Evident, da. Da. Sunt chestiuni legate de relații de partid sau relații de comerciale, relații de afaceri? Ca să fiți parlamentar, ce premise există în acest dosar de abuz în serviciu? Ce sau pensie aveți, domnul Meleșan? Nu am nicio pensie. Pensia specială de parlamentar. Nu. Aveți un miliard de lei pe lună. Pe ce? De ce minți? Eu? Îmi spune și mie. Nu fugiți, în da? În perioada în care sunt în Senat, nu primesc nicio pensie. Dar, așa, uitați o întrebare. Mai spuneți-ne despre acest dosar. Deci, uitați această întrebare. Vizează vreun lider marcant acest dosar? Domnul, tot felul de lideri. Da. Ia uitați aici. 300 de parlamentari. De ce nu puneți în aplicare referendum cetățenilor? 300 de hoți. Da. De cum facem? Cum facem? Criminalul în 89. Ce fac criminalii? Stau bine? Așa se face treaba. Asta e comentariul meu. Da. Foarte bun. Bună, întrebări pe final cel puțin. Ăștia erau cu întrebări. Veniseră cu tenisele pe jurnaliști și să puneți-ne de dos. A, intrat cea Ușescu. Hai, domnule, terminați cu. Deci, pensiile alea speciale. Câți bani luați? Luați un miliard. Când faceți, se face. Când faceți 300 de hoți? Când băgați, când 300? Când mai reduceți de hoți la 300? Domnule, deci... Întrebări, întrebări punctuale, așa se venite. Face, domnule. Cert este că domnul Meleșcanu ați văzut avea... Nu ia nicio pensie. Nu ia nicio pensie? De ce nu ia nicio pensie? Cum să nu ia nicio pensie? N-a spus nu iau, domnule, nicio pensie. Nu ia pensie. Asta înseamnă că... Aia nu-i pensie, mă, răzvadă, că pensie e când ia un om. 3.000, 4.000 de lei. Adică, nu știu, 2.000 de lei. Aia nu-i pensie, aia e o mică avere. Și are el acolo părurile, nu-i pensie, mă. Mică? Adică, pare jignitor la ce nivel trăiește, să pare că trăiește dintr-o pensie. N-a vrut să recunoască, pentru că toată lumea ar spune, păi pensie deja la vârsta lui, dar ce s-a dus anticipat? Vedeți, mă, el forțează tinerețea și nu acceptă că e pensie, dar să știți că, fără nicio legătură cu Teodor Meleșcanu, oferă informații pentru că au întrebat telespectatorii și noi aveam rubrica asta că răspundem întrebărilor, dintre date spectatori. Chiar și în cadrul sistemului militar, după trecerea în rezervă, nu se mai numește soldă, se numește pensie militară. Sună rău, sună ca înțeleg? Și cum ești. Dar n-are și... niciun fel de legătură cu domnul Meleșcanu, de că dânsul e civil, nu? E civil? De-aia făcea o diplomație civilă pe vremea Ceaușescu. Da, dar ce vreau să, totuși, să remarc, la ieșirea lui ai văzut cum ieșește domnul Meleșcanu, eu îl bănuiesc aici, vă spun sincer, de bună intenție. Adică îl suspectez de bună intenție. Nu cred că n-a vrut să le spună. Eu cred că a uitat de ce l-au chemat oamenii acolo. Deci el ar fi vrut să spună în legătură cu ce dosar a fost chemat, dar eu cred că așa, cât au durat scările de la DNA, cât a mers el 2-3 minute pe scările de la DNA, dumnezeu a uitat exact ce a vorbit în urmă cu... Adică îi pare genul care... Da, nu pot să vă spun, nu e o anchetă în curs, ca martor și se gândea... Ce DNA, domnule? Ce DNA? Că mă și speriați. Domnule, să uitați-vă un pic în spate. Ohlă! Ce DNA? Ce DNA-ul m-ați luat cu DNA-ul? Eu credeam că ăsta-i sediu. Dacă îmi puteți spune la ce partid sunt acum, vă rămân între... Știți și acum unde merge? Voi merge la sediul partidului. Ce partid? Hai, nu fiți obraznic. nu fiți obraznic. Da, eu asta își face, ca reporter. Da. Hai, mă, să vorbim cu colegii noștri, reporter. Da, la orice televiziune. Da, care are? Colaborăm cu oricine. Da, suntem deschiși. Fiți atenți aici, faceți în felul următor. Întrebați-l de dosare, de pensii, cum face protestatarul, ce așa, și de când în care vă domnul, la ce partid sunteți? Să vezi așa un pic. Să vezi că... Să vedeți. Uite, asta e o întrebare bună. Care-i dinamica răspunsului? Care-i delay-ul răspunsului? Da, hai să vedem ce întârziere există. Cu celebrul protestator care s-a mai întâlnit cu cineva astăzi, a mai avut o întâlnire la nivel înalt. La nivel înalt, pentru că e și înalt, ăsta la altul, e și înalt, Iohannis. Ceaușescu și Iohannis, ia. Sună rău de tot. Bună ziua, îmi cer scuze, vreau să vă arăt un... Scuzați-mă. Emoțiile. Din nou aș vrea să știți un lucru, că justiția din România încă nu ne face nouă heptate din, uitați, au trecut exact 30 de ani. Exact asta voi spune eu la universitate într-o alocuțiune. Luați acest afiș pentru... O să-l ia colegii mei. Să-l arătați
către... Știți, cu normele de distanțare, știu, cu... Dar uitați, știți că totuși, uitați, aici avem, ia uitați, 1300 de victime, 1390 părți pătămate, zero inovați. În cauza instanței supreme, care totuși doarme... Asta o să o menționez. Mulțumesc mult. Luați un pic afișul de la... Da, ați văzut un scurt dialog între protestatarul Zi și Ceaușescu, că până la urmă pare așa, s-a întâlnit Iohannis cu Ceaușescu la comemorarea Mineriadei. Sună așa, sună rău. Da, sună rău, dar până la urmă a fost bine. Mesaje similare, că ai văzut. Ce avea protestatarul Ceaușescu pe pancartă sau plancartă, cum ar zice fostul ministru al educației, așa, a zis și Iohannis în cuvântarea sa. Bun, acestea fiind spuse, luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem în două minute cu subiecte grele.